alta dintre CSM București și Chior, o sală largă și verde, dar sunt și aproximativ 600 de suporteri veniți din România, care ieri au trăit o seară magică în semifinala cu Vardar. CSM a dat de pământ cu campioana Macedoniei într-un stil de mare echipă. 27-21 CSM a învins Vardar. Ior a învins Budușnos cu 21-20 și joacă în această seară finala ligii. Galbenul românesc trebuie să învingă verdele ungurilor. Se cunoaște că Ghior, culoarea tradițională a lui Ghior este verdele, de aceea sunt foarte mulți suporteri în verde. Nici o schimbare făcută de antrenorul Kim Rasmus în, pentru meciul de azi, comparativ cu semifinala de ieri. Iordache, Pessoa, Grubi și Șportar, Gulden, Curea, Rodriguez, Jorgensen, Vărzaru, Vazaliu, Brădeanu, Torstenson, Nan, Petkova, Martin, Manea și Fisker. De partea cealaltă, Martin Ambros pentru Ghior le are pe Knedikova, Alstad, Lokie, Huda, Harșfaldi, Ghior, Biscovaci, Sulan, Lakatu, Shamori, Morban, Grot, Brock, Kiz, Grimsboi și tot. Acesta este Martin Ambros din 2012 la Ghior, omul care a schimbat strategia Ghiorului, în special în apărare. A învățat aceste ambaliste din Ungaria să se apere și apoi au venit și marile rezultate, adică două trofee ale Ligii Campionilor. Este a șasea finală de Liga Campionilor sau Cupa Campionilor Europeni pe care o joacă o echipă din România. Primele două finale au fost câștigate de reprezentantele României în 1961. Știința București a fost prima câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, antrenor Constantin Pilică Popescu. În 1964 Rapidul a triumfat într-o finală cu Helsingor, apoi au venit și trei finale pierdute în 73 de Universitatea Timișoara, în 86 de Știința Bacău și știți de sigur în 2010 de Olchim Râmnicu-Vâlcea după o finală pierdută cu Viborg. Înainte acestei întâlniri a fost partea pentru locul 3, poate ați văzut-o pe DigiSport. Vardar chiar este obișnuită să câștige medalii de bronz pentru a treia oară în Final Four, pentru a treia oară medalii de bronz pentru campioana Macedoniei, însă România poate, iată, să câștige Liga Campionilor prin CSM București. Ați văzut-o pe Jorgensen, jucătoarea care a mai fost aici acum 2 ani cu Midtjylland, fosta campioană a Danemarcei. A început finala, Ghiorul are primul atac. Și sperăm într-o evoluție la fel de bună pentru Elena Grubișici, fosta jucătoare a lui Ghior. Mai există în lotul CSM-ului o jucătoare care a evoluat la Ghior, Mica Brădeanu. I-a împlinit în urmă cu 3 zile 37 de ani, 4 goluri în semifinala de ieri. Primul atac și mare atenție la Hrut, conducătorul de joc olandez al celor de la Ghior. Acum din nou mingea la Hrut. Amorim aruncă, apără Grubișici, fluieră cele două norvegiene, Kjersti Arntzen și Guro Rønn. Lângă olandez, în interdreapta este norvegianca Sulland, campioană olimpică mondială și europeană. În stânga sa a fost campioană mondială Amorim și au ratat primul atac ambalistele maghiare și avem noi poziționalul, facem schimbarea de pe apărare pe atac. Iese Mica Brădeanu și intră Izabele Gulder, jucătoarea care ne coordonează fazele de atac, este eminența cenușie a CSM-ului, în jurul său se creează toate fazele, de fapt ia de drumul la toate acțiunile tactice pentru noi. Jorgensen pasă pentru Ana Brădeanu, extraordinar, Martin, ratează Martin, apără Grimsbo, dublă campioană olimpică Grimsbo, campioană mondială și de 4 ori campioană europeană această jucătoare din Norvegia. Atac pentru Ghior acum, încearcă Amorim, o pasă la pivotul Lăche, s-au apărat din nou foarte bine jucătoarele de la CSM București și la atacul trecut Mica Brădeanu a avut un rol esențial în apărare, așa cum și-a coordonat perfect apărarea în meciul cu Vardar din semifinala de ieri. Execută Lăche aruncarea de la 9 metri, Amorim, Hrut, acum Lin Jorum Suland din Inter dreapta, Hrut, Suland pleacă în circulație extrema dreaptă, Suland, Hrut, atac lung, Amorim vine cu aruncare de pe picioare, din nou Mica Brădeanu este acolo, incredibil începutul reușit de Mica Brădeanu, 2000 scoase în apărare. A fost Orban, al doilea pivot, a venit din dreapta, în stânga este Kovacic, acestea sunt extremele Ghiorului, sigur la acest capitol CSM este peste campiona Ungariei la extreme. Restul putem să discutăm, loturi echilibrate, însă istoricul este de partea Ghiorului, dar astăzi se poate scrie o nouă pagină pozitivă în istoria CSM-ului, să câștige Liga Campionilor, un cartonaș galben împotriva lui Torstenson.
cele mai bune apărări de ieri, cel puțin, se întâlnesc astăzi în finala Ligii Campionilor. E normal să fie așa, toată lumea spune că apărarea câștigă trofeele. Vom vedea cine va avea apărarea mai bună. Grubišić scoate o minge slabă trimisă de Suland. Suland aruncă moale, ea va pleca în Norvegia după acest sezon. În locul său va veni Teamer. Super Interul Norvegiei și de la Larvik. Avem și noi 9 metri. Kim Rasmussen, omul care a făcut imposibilul alături de campioanele noastre, s-au calificat în finala Ligii Campionilor. Omul perfect pentru locul 4, care se luptă pentru locul 1. Aluncă Jorgensen, dar din nou paradă pentru Grimsbø. Da, foarte bine Grimsbø până acum, a scos 2 mici. Vine Amorim lansată, joacă pentru Loche. Loche și-a făcut loc ușor cu mâna, a împins-o pe Martin, dar nu mai contează. Gol pentru Gheor, a marcat cel mai bun pivot din lume, Heidi Loche. Triplă câștigătoare a Ligii Campionilor, campioană olimpică mondială și europeană cu Norvegia. Avem și noi o triplă câștigătoare de Liga Campionilor în lot. Cristina Borzaru a câștigat trofeul de 3 ori cu Vibor. Un atac pentru CSM București. Unguroaicele au înscris primul gol ca și Vardar ieri. Iată-o pe Carmen Martin pentru Gulden. Depășire și gol! Gol Gulden! Un gol pentru CSM în minutul 4. Da, are de ce să se bucure Gulden alături de suporterii. Uite-o pe Ada Nechita, român, da? În mijlocul galeriei era... tricou albastru, exact. Ada Nechita, fosta noastră extremă de la Națională, de la Baia Mare și de la Ulchim. Ea a mai jucat actuala extremă. Da? Ultima oară a jucat în acea partidă memorabilă, din păcate. Am câștigat la Veszprém cu Gheor în semifinale, dar cu un gol în minus față de cât câștigaseră maghiarele la Râmnicu Vâlcea. Și Gheorul a jucat apoi finala și a și câștigat-o. 1-1, București, Gheor, minutul 5. Leuche, Suland, Amorim. Iată-o pe Amorim în centru. Acum vine peste Torstensson. E liberă Crut, îi pasează lui Suland. Amorim nu găsesc culoare deocamdată. Din nou ne apărăm bine, dar Grubišić, extraordinară Grubišić. Da. S-a dus exact acolo unde urma să arunce Leuche. La semi-înălțime intrase în șpagat portarul nostru, dar a reușit să scoată de la semi-înălțime Leuche. O dexteritate impresionantă între trei adversari a prins acea minge. N-are o înălțime fabuloasă, dar are o motricitate și o mobilitate de invidiat această jucătoare din Norvegia. Deocamdată reușim să le ținem departe pe cele de la Gheor, cel puțin cu linia de 9 metri. Doar pivotul până acum a contat. Leuche a înscris primul gol. Atac pentru CSM București cu Torstensson în centru. Gulden este luat aproape de Leuche, care se și apără foarte bine. Gulden, gol! Ieșiseră 3-3 în apărare, însă Gulden s-a înțeles din priviri cu colega sa și a venit golul. Două goluri pentru CSM față de unul al maghiarelor. Minutul 6 e început. Bun de finală pentru CSM. Contează să fim în joc. Reușim să o blocăm foarte bine pe Hrut. Deocamdată nu este periculoasă jucătoarea din centrul atacului lui Gheor. Iată-o la minge acum. Suland, Hrut, Amorim, Hrut. Iese Mica Brădeanu și o blochează foarte bine pe Nike Hrut. Amorim nu poate trece de line. Jorgensen, foarte tare am început, Costi, din apărare. Da. Este un echilibru din punct de vedere fizic acolo între Jorgensen și Amorim. Poate să o tamponeze bine daneza noastră pe brazilianca lor. Acum Suland aruncă de pe picioare la bară. N-am putut să recuperăm, au făcut-o campioanele, vicecampioanele Ungarii. Gheorul este vicecampion Ungariei, a venit din calificări, iată, până în finala competiției. Amorim pentru Loche și înscrie până la urmă jucătoarea din Norvegia. Noi ne-am ferit aici ca să nu luăm eliminare, n-am atacat-o decisiv și a venit golul. Două goluri marcate de Loche până acum, este egalitate între Gheor și CSM București în finala Ligii Campionilor. Iată ce apărare avansată a pregătit Martin Ambros. 3-2-1, care se transformă în 3-3. 3 jucătoare la 6 metri, 3 la 9 metri. Acum chiar un 2-4. Aruncă Fisker în bară. Nu este atent Torstensson și am pierdut mingea. Este out pentru Gheor. Curajoasă intenția lui Fisker. Am reușit să dăm peste cap apărarea celor de la Gheor. Hrut, Amorim pentru golul Kovacic, marcat de Kovacic în extrema stângă. Am strâns prea mult la Inter, a rămas liber Kovacic.
jucătoarea care a dus și ea greul din când în când la Gheorghe, la coordonare atunci când Gheorghiță a fost accidentată. Acum joacă de voie de nevoie și în extrema stângă. 3-2 pentru Gheorghe. Kovacic va pleca în vară de la Gheorghe și va merge la rivala din campionat, Ferencvaros. A intrat în centru acolo la Gheorghe cealaltă olandeză, Broch. Iată pe Jorgensen, Torstensson, Gulden. Foarte bine întoarce pentru Carmen Martin. A fost faultată. Gulden 9 metri. Da, rămăsese iarăși liberă Martin pentru că a strâns din laterală Kovacic la Gulden. Foarte bune intercarele lui Gulden între cele două linii de apărare ale maghiarelor. Avem 9 metri. Trebuie să creăm multă diversitate pentru a surprinde această apărare masivă. Aruncă acum Jorgensen peste poartă. Minutul 9, un gol pentru Gheorghe. Lui Jorgensen nu i-au reușit până acum aruncările. A făcut-o de 3 ori în această finală. Amorim și pași. S-a dat pași la braziliancă, dar iată, se întoarce faza. Sunt viitoare cele două arbitre din Norvegia. Sunt puțin ca Macu, s-au uitat către scandinave. Da. Martin Ambros, unul dintre cei mai buni antrenori din lume, a fost votat antrenorul sezonului pentru Liga Campionilor, unde are și trei jucătoare în șaptele de bază și cea mai bună apărătoare pe Doarda Amorim. De 9 ani a mai câștigat România o cupă europeană la handbal. O făcea Olchim în 2007, finala Cupei Cupelor. Acum aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Bună decizie a arbitrelor pentru CSM, a fost faultat acolo Oana Manea și n-a putut să ajungă la balon. Minutul 9, un gol pentru Gheorghe, dar avem atacul poziționat. Torstensson pentru Maria Fisker. Gulden aruncă de la distanță, nici nu vede mingea. Grisbo este poartă, gol, 3-3. Al doilea gol marcat de Bella Gulden, care se... Al treilea gol, 3-3 pentru Bella Gulden. Ea se bate și pentru titlul de goalgetter a Ligii Campionilor. E jucătoarea decisivă, spunea Ștefan Birtalan înaintea acestei partide și a început perfect Bella Gulden în atac. Rot pentru Amorim, acum din nou olandeza pentru Sulând. Loche, pare gol, oricum se dea 7 metri, un cartonaș galben împotriva Ioana Manea. E incredibilă Loche, uitați-vă cum prinde și pe un picior reușește să sară și să vâre mingea în poartă. Mai mult a împins-o, vedeți, n-a putut să-și armeze prea mult brațul. Ea pe site-ul de prezentare al Gheorghiului își arată mușchii tot timpul și bordează brațul drept și arată că are un fizic impozant, normal, pentru postul său. Manea a primit cartonaș galben, a intrat în atacul nostru Ana Paula Rodriguez, cea mai bună marcatoare cu Vardar. Iată pe Rodriguez și este faultată. 5 goluri a dat Rodriguez și în partida de ieri contra celor de la Vardar. În imagine Yvette Broch, cea de-a doua olandeză de la Gheorghe. Gulden acum se apără sus, Loche, Line Jorgensen încearcă să-i paseze lui Gulden, dar a fost faultată. Da. Până acum jucăm foarte bine atacul pozițional datorită inteligenței, da, lui Gulden, care este pe tot terenul. A intrat și Rodriguez ca să o ajute. Cred că a fost împins aici Oana Manea, nici n-a putut să prindă mingea. Nu mai contează, Loche apără Kubisic. Aveam nevoie normal de această paradă la 1 contra 1 pe lângă poartă. Kovacic are procedee sau și-a dezvoltat procedeele de extremă în ultima perioadă, dar să nu uităm că ea este conducător de joc la origine. Ea a fost înlocuitoarea lui Gheorghiță atunci când aceasta a fost accidentată. Acum a venit olandeza Crut și le-a luat fața atât lui Kovacic cât și lui Gheorghiță. Gulden în stânga pentru Ana Paula Rodriguez, Jorgensen, Martin vine și ea să-și ajute colegele la 9 metri, prea mulți pași pentru Iberică, da? N-a fost hotărât Carmen Martin, n-a știut ce să facă la această fază, din nou avem probleme cu această apărare a lui Gheorghe, din extrema dreaptă, n-are nicio șansă Adrian Orban. Da. Vă spuneam, stau mai greu maghiarele la jocul din extremă, faultată Ana Paula. Și a intrat Grubišić în rol, are deja 4 parade portarul CSM-ului. Ce concurență va fi de la anul atunci când va veni Paula Ungureanu la CSM București? Spunea într-un interviu Grubišić că de-abia așteaptă pe Paula, speră că se va înțelege, adică a spus că este convinsă că se va înțelege foarte bine și cu Paula, așa cum s-a înțeles cu Pessoa. Jorgensen a încercat depășire, însă s-a dat forțare în atac, a stat bine Kovacic pe picioare. Blocați foarte bine interii noștri, atât Jorgensen cât și Torstensson, aruncă Amorim, bară transversală. A doua aruncare în bară, da, a doua aruncare în bară pentru Gheorghe. Am avut și noi bara lui Fisker.
Trebuie să egalăm. 4-3 pentru Gheorghe. Gol! Da, înscrie Gulden. Este marcatoarea noastră și este acum pe locul 2, nu, Liga Campionilor. Este la egalitate cu Ecaterina Ilina pe primul loc. Da. 97 de goluri marcate de Bella Gulden în această ediție de Liga Campionilor. Am văzut un interviu amuzant cu ea înaintea de plecarea spre Budapesta și spunea că atunci când a aflat clasamentul golgheterilor vrea să schimbe ierarhiile. Iată că o face. Bella Gulden este noua golgheteră a Ligii Campionilor. Până acum este un meci între Gulden și Gheorghe pe faza de atac. Și Loche. Da, și Loche, incredibil. Care scoate 7 metri. Loche pe lângă Mica Brădeanu. A lăsat-o Mica, e adevărat. Să arunce la poartă, a apărat Grubisi și s-a întors faza cu 7 metri. Loche nu trebuie lăsată să primească mingea atunci când o are, este de neoprit. Are un contract de 200.000 de euro Loche, cel mai mare contract de la Gheorghe. Sulan față în față cu Pessoa, vechea și noua campioană mondială. Aruncă tare și la vincul jucătoarea din Norvegia și 5-4 pentru Gheorghe în finala Ligii Campionilor, minutul 14, goluri puține până acum în această întâlnire. Ne-am temut de începutul de meci, ne-am temut că Gheorghe va impune o presiune greu de suportat pentru CSM București, dar nu este deloc așa. CSM este la egalitate cu Gheorghe, a căzut Fischer, intră al doilea pivot, continuă atacul nostru, Gulden este blocată de Broch, aruncare de la 9 metri. Parcă și-a cerut scuze Loche arbitrii de pe atac. Cât ambiție are Broch în apărare. Gulden, acum Rodriguez. S-a dat forțare în atac la această fază. Poate Paula s-a lăsat pe adversară, dar și Gnedikova a tras-o de tricou. Pasă grea, Kovacic a ținut mingea în joc. Aruncă peste poartă Grut, da. Și nu se dă nimic la această fază. Da, cum nici nouă nu i s-a dat nimic. E o compensație. Da, poate și-a dat seama norvegencele că trebuia să ne dai și nouă ceva. E bine că Hrut deocamdată nu este în meci. Grot, Hrut, în fine, mai grea pronunția în limba olandeză. Eu știu de Hrut. În fine, dumneavoastră știți despre cine vorbim. Rămâne cea mai periculoasă jucătoare a unguroaicilor, deși Loche a luat prim planul până acum. Carmen Martin pentru Gulden. Gulden aruncă. Da, este foul, 9 metri. Doar 9 metri. Da, da, din fault a aruncat Isabelle Gulden. Foarte bună pătrunea lui Martin. Kim Rasmussen vrea aici normal, da, 7 puteau metri, să dea 7 metri. Suntem la jumătatea primei reprize din finala Ligii Campionilor. CSM 4, Gheorghe 5, avem atacul pozițional, apărare în continuare avansată pentru maghiare, iar s-a dat... Închid culoarele unguroaicele, semn că și-au pregătit foarte bine această partidă. Ai văzut, s-a dus exact pe culoarul de depășire a lui Rodriguez. Loche e de o inteligență fantastică această jucătoare. Da, și inteligență aici a vrut tactică. Să arate arbitrilor că ne-a lăsat mingea Rodriguez și ați văzut că a scăpat-o la un moment dat. Gheorghe Galben în stânga. Da, Gheorghe în stânga se duce acum în locul lui Kovacic și au ajuns cele două conducătoare de joc de la Gheorghe să joace, să facă cu schimbul în extrema stângă. Pentru colondăză Grot este impecabilă la coordonare. Aveți în imagine. Acum Suland, a plecat Gnedikova în circulație, doi pivoți pentru Gheorghe. A mimat aruncarea Alstad, aruncă Suland în bară și mingea este pentru CSM. Tu ai văzut bară, eu am văzut un picior al lui Grubi și ce bine că mingea n-a fost în poartă. Trebuie să înscriem la această fază. Bella Gulden pentru Carmen Martin, 7 metri! Le-am băgat în semicer pe adversarele noastre la această fază, datorită inteligenței lui Martin, care extraordinară puterea să zâmbească. Atmosferă, Costi, da? Da. Am văzut și ieri, nimic nu e schimbat față de meciul cu Vardar. Toată lumea spunea că obiectivul este depășit, nu avem nimic de pierdut. Cristina Vărzaru spunea că fiecare jucătoare a CSM-ului merită să țină Liga Campionilor deasupra capului. A intrat Kish în poartă, Gulden aruncă pe jos și înscrie 5-5, în sfârșit egalăm
Ghiorul, după vreo 3 minute în care s-a ratat atât la o poartă cât și la cealaltă. Este o sărbătoare, este un meci de ținut minte, finala Ligii Campionilor între CSM și Ghiorul. Este partida vieții pentru multe dintre handbalistele care sunt acum pe teren. În acest moment, Gulden este singură, cea mai bună marcatoare din Liga Campionilor. Ea a înscris toate golurile CSM-ului până acum. Amorim reușește să înscrie. A venit din lateral apărătoarea, de aceea cele două arbitri au considerat că nu a forțat Amorim. Uite, acum împinsă, da. Și era în semicerc și Martin. Era în săritură, da. Da, e gol, adică n-a fost forțare, după părerea mea, sigur. Și arbitrul. În continuare, Ghior are un gol peste campioana noastră. Gulden în depășire, lasă pentru Torstenson. Aruncă Suedeza și fructifică. În sfârșit înscriem de la 9 metri, spectaculos. Nu, că și până acum am înscris de la 9 metri, dar nu cu Interi. Cu Interi, numai Gulden pe pătrundere și odată din aruncare. 6-6, București, Ghior, minutul 18. Grisbo, puțin necăjită, spuneam, este un portar de mare valoare, dar care a stat mulți ani în umbra unui alt celebru goalkeeper din Norvegia, care acum este la Rostov Don, este vorba de Catrine Lunde. Și care n-a contat în sfertul cu CSM București. Lunde a prins o formă foarte slabă. Acum Siulan din nou pentru Loche. Da. Aici este problema noastră în centrul apărării, de fapt pe unde se mișcă Loche, pe 6 metri, pentru că este angajat foarte bine. Și a dat seama Martin Ambrus că avem portarul în mare formă și cred că asta a făcut înaintea partidei, de fapt ieri seară și astăzi dimineață s-a gândit să joace foarte mult. Pivotul scapă mingea, Rodriguez. De asta n-aveam nevoie de o astfel de greșeală. Atenție la contraatacul unguroaicelor cu Brock, care înscrie. Prima oară se distanțează Ghiorul la două goluri pe greșeala noastră, este adevărat, dar n-avem voie să greșim în această finală și tocmai împotriva Ghiorului, o echipă extrem de pragmatică și ne-a demonstrat aici prin olandeza Broch că poate să înscrie ușor. Rasmussen a cerut foarte repede timeout, să-l auzim. Against the defense, so we can say maybe win these battles, but they are moving up and down, so it's difficult. That's why I talked about this. It doesn't matter with this pass, that's what happens. But we need to work without the ball and put pressure and keep the ball moving. The line players move in open spaces. Girls, remember to go home. It's 8-6. Don't worry. Come on. Listening defense. Close Heidi. If you see this out, you can go to the pass. Okay. Yeah. And Gorma, attention with the Carmen there, and the one by one strong side of the yes. In attack. Let's move the ball. One more round. And if not, l-ați auzit pe Rasmussen, și-a dat seama că normal Ghiorul nu aruncă de la 9 metri, joacă mult cu pivotul, a cerut Hamed Solsari să fie atente în zona celor 7-8 metri și le-a spus ce să joace și pe faza de atac. Da, mai multă mișcare, mai multă rapiditate în pasarea micii. Iată pe Carmen Martin acum, Gulden îi pasează Oanei Manea. Foarte bine blocat pivotul nostru, ceea ce nu se întâmplă pe celălalt semicer deocamdată. Da, acolo a fost problema. Dacă remediem această fază la pivot, este o tragere aici, merge și un cartonaș galben. 9 metri pentru CSM, acest lucru este cel mai important. Rămânem pe faza de atac, mai sunt 11 minute jumătate din prima repriză a finalei Ligii Campionilor. 8-6 pentru Ghior. Gulden pasă cu pivotul, Oana Manea. Două minute aici, da? cartonaș galben. Numai galben. A fost trasă de vreo 3 ori pivotul nostru, Oana Manea. Ați văzut și suporterii noștri, da, cum au ridicat două degete. Iată, busculat acolo. A fost clar de 2 minute. Însă, să nu ne avântăm prea tare, Costi, îl avem pe Sorin Dinu invitat la săptămâna de handbal imediat după finalul jocului. Ne va spune dacă am greșit sau nu. De 2 minute. Din ce știm noi, asta este o intervenție de 2 minute. El și colegul din sigur ar fi dat 2 minute. Da. Arbitrii finalei Ligii Campionilor din sezonul trecut. Amorim o pasă pe la spate pentru faza Loche. Genial ce a reușit aici. Amorim pentru Loche. Din nou 2 goluri pentru Ghiorgi.
E adevărat spectacol maxim oferit de maghiare. Însă și jucătoarele noastre pe Torstenson în semicer și s-a eliberat. Asta face Loche tot timpul. Are niște coate foarte ascuțite. Trebuie să înscriem. Este cel mai important lucru pentru noi, să nu greșim pe atac la această fază. Atunci apărare foarte avansată, împinsă Torstenson, Bulldan, Paula, gol, gol, gol. Forțare. S-a dat forțare, da, am atacat cu umărul în pieptul adversarei. Nu s-a văzut foarte clar la televizor, dar a văzut forțare. Arbitra. Da, e bine. S-au pripit de fiecare dată cele de la Gheorghe când aveau posibilitatea să se distanțeze. Prima oară la două goluri, acum la trei goluri. Atâta timp cât duce faza a doua, morim, nu e niciun pericol pentru apărarea noastră. Ce facem în schimb cu Loche? O să o punem la spate, cum se spune, handball între două apărătoare, dar să avem grijă la pasa decisivă către ea. Martin a plecat în circulație pentru mai multă dinamică. Extraordinar ce a reușit Carmen la această fază. De una singură a plecat din dreapta în stânga și a fructificat. Fosta jucătoare de la Iceaco l-a avut antrenor pe Martin Ambros acolo. A o finală pierdută cu Larvik. Ambro, incredibil aici. Și a reușit Amorim și luăm eliminare la Torstenson. Și eliminare și 7 metri. Faultul a fost destul de clar, cel făcut de linia Torstenson. Culmea este că Amorim s-a strecurat incredibil între două jucătoare. Broch a judecat foarte bine, s-a dus un pic în lateral Torstenson. Dar se pune întrebarea acestei aruncări de la 7 metri. Nu vrem să fim răi cu cele două arbitre din Norvegia, dar a avut brațul de aruncare cât se poate liber. De liber. Putea să o dea în poartă, avea tot timpul necesar. Cu eliminarea suntem de acord, mai puțin cu decizia de a acorda aruncare de la 7 metri. Alți arbitri ar fi lăsat avantaj, sigur. Acesta este stilul celor două norvegiene. Da, și-a mai lovit-o și în față pe Elena Grubisic, care primește îngrijiri. Iată, are o sângerare ușoară. A venit medicul Florin Oancea. 7 metri rămâne Grubisic în poartă, față-față cu Sulan. Le cunosc foarte bine pe cele de la Gheorghe, dar și ele mă știu foarte bine. Asta spunea Grubisic, Suland execută 7 metri a Finsului. Da, pe lângă piciorul de sprijin, da? Pe Grubisic, dar e gol. Grubisic s-a dus mingea. 8-10, din nou Gheorghe are două goluri în finala Ligii Campionilor. Noi avem om în minus, dar am scos portarul. Intră din nou Fisker cu maiul galben. Și joacă în centru Fisker. Aceasta este faza CSM-ului când se scoate portarul. Fisker în centru și la un moment dat se va duce în stânga. Va face schimb de locuri cu Gulden. 28-22 și 24-22 au fost scorurile cu care Gheorghe a învins CSM-ul în faza grupelor. Iată pe Gulden. Încearcă să ia acțiunea pe cont propriu. Este faultată, 9 metri. Foarte dură este această Yvette Broch. Încă 8 minute și jumătate. Avem omul minus. Ar fi bine să înscriem pe inferioritate. Blocată din nou Gulden de aceeași Broch și Loche. 9 metri pentru campioana României. Gulden așteaptă mingea. În curând cele două arbitre vor ridica brațul în semn de prepasiv. Rodriguez și roată de gât. Eliminare aici. Corect. Eliminare pentru Broch. Hrut. Da. O mână în gât. Asta a fost. Broch, Brochcea pe care ați văzut-o mai devreme, primul său trofeu câștigat a fost un concurs de manechine, Next Top Model, locul al doilea în 2008, apoi s-a dedicat handbalului. Gulden pentru Carmen Martin, Rodriguez, Gulden, Fischer. Pasiv, poarta este goală, Paula aruncă 7 metri, da. Iată ce înseamnă siguranță, care provine din antrenamente, din multe faze exersate acolo. Am fost în superioritate pe acest atac, pentru că Rasmussen a ținut în continuare pe portarul avansat, da? Gulden. 7 metri. Gulden va executa aruncarea de la 7 metri. Să vedem dacă va arunca tot în stânga portarului. Este zona sa favorită când aruncă de la 7 metri. Da, printre picioare probabil s-a dus această minge. Nu mai contează, pe mijlocul porții. Gol pentru CSM. 9-10. Conduce Gheorul până mai sunt 7 minute și jumătate din prima repriză a finală. Iată și pe suporteri români în plan îndepărtat. Gulden, 99 de goluri în acest moment. Primul gol pe care îl va înscrie, golul cu numărul 100. Este deja, a câștigat deja trofeul golgheterelor. Trebuie să câștige și meciul. Noi asta sperăm.
Suland. Amorim pentru Gheorghiț, fim atenți la tehnica sa, aruncă Amorim în forță, ne scoate Grubisic și recuperăm prin Ana Paula, da, am avut șanse și noi. Da, nu e cea mai înaltă jucătoare Ana Paula Rodriguez, dar a sărit acolo, cred, mai mult decât un basketbalist. Multă determinare pe jucătoarele CSM-ului, parada superbă din spagat al lui Grubisic și apoi Ana Paula a ținut mingea pentru noi. Trebuie să egalăm pentru că avem om în plus. Ure a intrat în extrema stângă, Rodriguez pentru Carmen Martin, apără, dar avem mingea, avem în continuare atacul, mingea s-a dus în out lateral. 5 parade pentru Grizbo, care este în formă la această finală față de ce am văzut ieri în semifinala cu Budușnost. Este și ea un super portar adevărat până acum. Rolul portarilor între Grizbo și Grubisic. Aruncă și scrie Rodriguez. Egalăm la 10 de la minus 2. N-au mai dat forțare la această fază cele două arbitre. Într-o fază similară, ceva mai devreme, a primit forțare Rodriguez. Inferioritate de câteva secunde pentru Ghior, vor ataca însă 6 contra 6. L-au plimbat minge, iată, 7-8 secunde fără să atace poarta și a reintrat Rot. Acum le arată schema colegilor sale. Ulden a jucat puțin avansat pentru moment la Sulan. Plimbă mingea fără să ne amenințe ambalistele maghiare. Acum a plecat Gheorghiț, al doilea pivot. Rot. Amorim. Amenințare de joc pasiv, Sulan, brut, aruncă în blocajul nostru, noastră, scoate mingea, contra-atac, hai, mingea, hai cu golul! N-am văzut ce s-a întâmplat, dar Curea n-a putut să prindă mingea între trei adversare, păcat. A greșit ieri un contra-atac, cred, primul Grubisic, da. Mai sunt 5 minute și jumătate, jucăm de la egal la egal cu supercampioana Europei. Atenție la ce face Ambros de această dată, Knednikova s-a retras foarte bine, Kovacic este centru, a scos-o pe Hrut, Suland, Amorim pentru Suland, pas la Knednikova, Suland, Amorim, plimbă mingea fără să ne pună pericol, ne apărăm extraordinar și avem mingea. Fără idee a fost Ghiorul această fază. Martin Ambros își permite să țipe la observatorul Federației Europene, pentru că așa se întâmplă când ești pe teren propriu. Am revenit la egalitate pentru că n-am mai jucat Loche. Ne-am apărat la Loche. Le-am închis pe Unguroice. Da, au băgat-o la spate, cum spuneam, pe Loche și n-am mai prins mingea. Tortos-o pe culoar pentru Cura. Calcă semicercul. Nu putem și noi să ne distanțăm. Aici o problemă, aici, da, Torstenson s-a tamponat aici cu Knedikova. Da, cere aruncare de la 7 metri, Curea s-a împiedicat de jucătoarea căzută în semicerc, nu a putut să-și dezvolte aruncarea, n-a putut să aibă dinamică, ia să vedem, aici cade Knedikova în semicerc, nu, n-a jenat-o nimeni pe Curea. Poate s-a speriat că a văzut cele două jucătoare căzute acolo, dar a avut brațul liber, a încercat bolta, iar Grimsby a fost la post. 4 minute și jumătate din prima repriză. Martin Ambros suferă normal la marginea terenului pentru că echipa sa nu s-a distanțat la mai multe goluri și a avut șansă să o facă. Am revenit în finală. Kovacic pentru Suland, acum Knedikova. Gheorghiț, o simplă pasatoare pentru Alstad. Merge faza pentru Gheorghiț. Acum Kovacic, Suland, Alstad. Trebuie să ajungă cineva la poartă. A făcut-o tot locul care a prins mingea cu două mâini și a făcut o tumbă prin 6 metri. Asta în condițiile în care Gheorghiț în extrema stângă a călcat și semicercul loc la faza asta. Da. Am văzut când a aterizat cu piciorul drept. Iată, semicerc cât se poate de clar. Semicerc. A fost numai un călcâi sau un vârf, a fost tot pantofi acolo. În fine. Rodriguez tamponată iarăși în piept. Spuneam că Gheorghiț nu este atât de periculoasă în extrema stângă, are nevoie de culoar mare pentru a arunca la poartă, de aceea o mai eliberează de sarcini în apărare pe Cristina Vărzaru, care joacă acum în dreapta. Ulden, Rodriguez, pentru Vărzaru, nu are culoar de pătrundere Vărzaru. Ulden pentru Oana Manea, ce pasă incredibilă, 7 metri, ce pasă, ce combinație, superb! Trebuie să ieșim și noi dintr-o tactică aricunoscută și să inventăm ceva. Și numai Gulden poate să ne ajute și iată.
Ce pasă geniale a dat Oane Manea, care a fost musculată de Amorim. I-a fost eliminat brațul de aruncare, cum a pățit și Loche, dar noi am luat și eliminare acum 5 minute. Ele nu și-au luat eliminare. Deci Gulden, Gulden poate scrie golul 100. Gol! Gulden! 100 de goluri în Liga Campionilor în acest sezon. 7 din 7 are un procentaj cu adevărat de campioan acesta, Izabele Gulden. A stat puțin inima, ați văzut când Chișa aici a deviat ușor mingea, dar numai atât. Pentru că acest copil trebuia să se bucure în tribună și o face, iată, a egalat CSM-ul 11 la 11. Glumim puțin dacă Gulden și Loche n-ar fi jucat pentru cele două echipe, acum ar fi fost 0 la 0 aproape. Alstad aruncat pe deviere și Alstad este o super campioană a Norvegiei, dublă campioană mondială europeană și odată campioană olimpică. Știți bine, Norvegia a dominat an la rândul handbalul feminin. Bine, sunt multe medalii în teren și la noi și la ele. Kovacic, 7 metri. Apărare în semicerc. Au ezitat arbitrele. Cea de, pe, da, dacă... cea de pe atac n-a fluierat, a lăsat-o... Cea de pe apărare, da. Haideți să vedem. Semicerc, semicerc, 20. Da, au fost atent acolo la Curea, dar la Loche, la Loche 3 minute n-au văzut piciorul. Hai pe Soa. Pessoa trebuie să demonstreze că este, poate fi o câștigătoare de Liga Campionilor. E campioană mondială. Gol marcat de Sulan. Bate incredibil aruncările de la 7 metri. Adevărat că și Gulden a dat tot până acum. A schimbat unghiul, dar norocul i-a rămas norvegien și i-a dat în dreapta portarului. Un minut și jumătate din prima repriză a finalei de Liga Campionilor. 12-11. Suntem în meci. Da? Asta contează, că ținem echilibru în această partidă și când ne va veni rândul ne vom distanța. 7 metri spuse, de eliminare, da? Da. Corect? Eliminare. Corect. Este vorba de Amorim aici, conaționala lui Rodriguez. Croci și Amorim au până acum eliminări la Ghior. Bună schimbarea de direcție, dansul, acea sambă făcută de Ana Paula Rodriguez, se vede că e și o dansatoare foarte bună. Vă aduceți imaginile, aminte imagine cu ea de la câștigarea titlului în acest sezon la Sala Polivalentă, când a demonstrat cum știe să danseze. Aruncă și scrie profesoara Cristina Vărzaru. Profesor de 3 doctor. Ori, da, de 3 ori câștigătoare a Ligii Campionilor cu Viborg. Spunea înaintea competiției, am 3 semifinale câștigate, au venit 3 finale câștigate, acum are 4 semifinale câștigate și logic, ca să nu se supere nimeni, ea trebuie să câștige această finală. Da, visul unei generații extraordinare, acela de a câștiga Liga Campionilor cu o echipă românească, un vis interzis, de exemplu, Luminiței Cuțupan, care are 3 Ligi ale Campionilor cu echipe din străinătate. Acum pas până în dreapta, Knedlik o va întoarce pentru Gheorghe Biț. Time-out, time-out, time-out. Bine n-a mers apărarea. În afară de loc, la pivot acolo avem o problemă, la 9 metri n-au contat până acum, din fericire un curoicele. Let's look for the last attack, one situation. Pivot outside, one and two there. One and two there, we start there. We start there, the two by two. Oh, Gorbao, Missy try to take one more player. And after Missy, here push one by one against these three in this side. And you look the second. Help outside and ball for Jana. If not, cross and go around, go shooting, and Norma, you also want more helping. And Heidi, after the 2-1-2, you run. And if we have the 6 against 5, we will put the pressure, Bella. Just have a little open eye for Yuli. If you take one more step in, Yuli will be open. But you are creating a good chances with Anna and Chris. Good job over there. Girls, we have 45 seconds left. So, hey, if we get the ball, one offense, okay? One nimic nu desparte aceste două echipe. Sunt cele mai bune din Europa. Kovacic pătrunde Sulandă și ne scoate Grubisic. Logic n-aveau cum să dea gol pentru că avem un plus, însă a pătruns, ați văzut, norvegianca. Avem ultimul atac poțional în această repriză și putem să intrăm la cabină cu un gol. Portarii noștri și-au studiat la perfecție adversarii.
cel puțin Grubišić, jucătoare determinantă și ieri contra lui Vardar. Hai să dăm gol la această fază, ne trebuie golul. Rodriguez, Gulden, încă 10 secunde, vom arunca pe ultimele secunde ale reprizei. Rodriguez pentru Anamane! 7 metri! Da, intrase 7 metri. Intrase Grisbo aproape cu mingea în poartă, însă a avut un reflex fenomenal. Protestează Brock, de ce oare o face? Absolut clar și în semicerc, ca și dărâmat-o pe Anamane acolo. Foarte bine, Oana Manea, hai Izabela, înscrie! Avem un gol la pauză, 13-12, CSM București. E singura dată când CSM conduce pe Ghior. Așa se va întâmpla și la sfârșitul partidei. Avem acum o pauză de aproximativ 14 minute și ne reîntoarcem la Budapesta. Trăim un vis în continuare. CSM București conduce la pauză pe Ghior cu 13-12. O primă repriză a apărărilor, o primă repriză pe care Gulden a făcut-o strălucitoare pentru CSM București. De partea a dat 8 goluri, de partea cealaltă cea mai bună marcatoare a lui Ghior, Lăche, 6 goluri. Nu prea ne-am apărat la pivot, dar a fost singura fisură, Costi, în defensiva noastră. Da, pentru că poarta a fost iarăși magnifică, 37% procentaj pentru Grubišić și față de 19% la Grimsbo, iar la atacul pozițional le dominăm și aici pe maghiare, 72% noi, 44% ele, care au condus cu un gol, cu două, se puteau duce și la trei, însă am avut șansa, au lovit de trei ori bara, însă noi am jucat pragmatic, am început să ne înțelegem la atacul pozițional și datorită schimbirilor de geniu, de fapt a constanței în geniu a lui Gulden, iată, am condus acum după 30 de minute cu un gol, 13-12, încă 30 de minute și CSM poate să devină din prințesa care a fost coronată ieri, să devină regina astăzi în handbalul feminin european. Un meci pentru istoria handbalului, un meci pentru istoria sportului românesc, cel mai important care se joacă cel puțin până acum la finalul acestui sezon. Vom avea aruncarea de începere, asta înseamnă că ne putem duce încă din start la două goluri. Ar fi diferența maximă cu care CSM-ul le-ar conduce pe cele de la Ghior în condițiile în care singura dată când CSM București a condus a fost chiar în minutul 30. A început, da, am auzit de fapt numai soneria. Acum începe și repriza a doua. Avem atacul, putem să ne ducem la două goluri, să fie rândul lui Ghior să alerge ușor după egalare, cum am făcut-o noi vreo 10-15 minute în prima repriză. Avem Torsonson, Gulden, Rodriguez, Fisker, Manea cu pământul, aruncă Gulden, prima ratare a Izabelei în această finală. A vrut să o surprindă pe Grisbo. Da, și n-a fost cea mai clară finalizare în condițiile în care noi atacam în inferioritate, ba nu, în superioritate. Da. Acum intră jucătoarea eliminată pe finalul primei reprize la Ghior. Hai, fetelor, fiți minunate, încă 30 de minute, așa cum a spus și până acum în acest sezon. Hrut revine în centru, n-a făcut nimic în prima repriză. Îi pasează acum lui Kovacic, o pasă până printre în extrema stângă la Gheorghiț, n-a avut culoară Gheorghiț. Kovacic a intrat într-o pasivă, maghiarele Sulan pentru Kovacic, aruncă bară, în ce maghiarele cobară, dar poate și deviat ușor. Elena Grubišić, această minge, are nevoie și de șansă, pentru că el a făcut o partidă magnifică, croata din poarta noastră. Avem atacul pozițional, Gulden trebuie să mai inventeze ceva. Pasă pentru Oana Manea, care a fost blocată, ținută, blocată, da, 9 metri. De Broch, cam cea mai bună apărătoare a unguroaicelor în prima repriză. Continuă atacul pozițional al CSM-ului cu Gulden în centru, Torstenson în stânga, Rodriguez și în dreapta. Avem, ambele echipe au interdreapta fals, să spunem. Iată-o pe Rodriguez care vine în centru. Rodriguez, 7 metri! 7 metri aici. Am fi vrut noi 7 metri. A, și Kim Rasmussen s-ar trage de păr, dar nu poate. E 9 chiar metri. A fost, da. Pătrundere, iată cum i s-a blocat brațul.
Probabil că au dat pași în fault cele două arbitre din Norvegia. 7 metri acum. Da. Nu mai pot închide ochii. Să arunce Oana Mana la poartă. Suporteri români cer câte 2 minute la arbitre, dar a fost în prima repriză o dublă eliminare la Baista Maghiare. 4 minute la ele, 2 la noi. În acest punct de vedere am fost și aici avantajate, să spunem, dar pe valoare. Am văzut tamponarea la Oana Mana și Golden față în față Kish. Gol din nou pentru suedeza noastră. Avem 2 goluri peste Gheorghe în finala Ligii Campionilor. Bucurie de nedescris pentru suporterii prezenți în Pablaslo Arena din Budapesta, dar și pentru cei de acasă. CSM București conduce pe Gheorghe, care nu se descurcă deloc în fața apărării noastre. Trebuie însă, avem nevoie de constanță și multă determinare. Începe schema unguroaicelor. Amorim, vine Sulan. Excelent. Da. Era și Grubisic pe colțul scurt, dar este bine că am deviat. Martin Ambros își înghite. Nu se aștepta la asta. Mai mult, da, ați văzut saliva, suferă Ibericul. Acum a fost Gărbis pentru Amorim. Nu aruncă Amorim la poartă, o face Sulan! Grubisic! Începe Grubisic să-și arate maestria, își mărește procentajul. Ce bine s-a dus croata și pe această traiectorie a balonului lui Sulan. Toată lumea a vrut să pice cu CSM București la tragerea la sorți pentru Final Four. Acum CSM București este capabilă să învingă întreaga lume a handbalului. Gheorghe, echipa care organizează acest Final Four, condusă cu 2 goluri și ne putem duce la 3. Golden, Rodriguez pentru Golden, e liberă Vărzaru, dar Golden nu poate întoarce mâna pentru a pasa către Vărzaru, a avut intenție. Interesant, Severin, că handbalistele noastre tot timpul zâmbesc după ce sunt faultate, după ce sunt tamponate de adversare. O mână în gât acum! Golden pentru Vărzaru, Cristina aruncă peste poartă, dar de ce nu s-a întors faza să se dea eliminare acolo la acea mână în gât împotriva lui Rodriguez. Aruncă Kovacic. Pe culoarul lui Vărzaru, care rămăsese acolo în semicercul unguroaicelor. Vrea să se dea eliminare acolo la faultul lui Rodriguez. Mingea trebuia să rămână corect la Gheor, dar era eliminare. Sunt multe decizii pe care le înțeleg poate mai mult arbitrii. Sunt micile detalii care pot face care pot diferența. Face diferența în această finală extrem de echilibrată. Ne va explica Sorin Dinu, arbitrul român prezent la săptămâna de handbal de după această finală. Torstenson pentru Golden, pătrunde pe culoar în forță și scoate 9 metri și a mai primit și ea un tampon în față. Din nou părea că zâmbește Golden în ciuda loviturii pe care a primit-o. S-a dus pe culoarul lui Loche. Rămâne o apărătoare foarte dură, Heidi Loche. Rodriguez pătrunde frumos, pasă înaltă, mult prea înaltă pentru Cristina Vărzaru. Iarăși n-am pripit de această dată. Nu-i nimic, putem scoate mingea în apărare, am demonstrat că o putem face în fața unguroaicelor. Kovacic în extrema stângă, Amorim din nou nu aruncă la poartă, Crut este acolo, întoarce pentru Amorim. Amorim își face la nul și ce noroc la această aruncare a lui Amorim. Și noi am avut noroc, le mai zâmbește și lor soarta în această repriză. Grubisic, dată pe contrepie, chiar în fața ei, mingea a mușcat pământul și a sărit peste Elena Grubisic. Să avem 3 goluri în această finală. A dat cu podeaua Amorim. Poate că e și un semn al slăbiciunii pe care o are. Nu prea are tupeu să arunce la poartă pentru că este blocată de apărătoarele noastre. Acum Rodriguez pentru Golden, întoarce pentru Rodriguez. Torstenson caută pe Manea. Rodriguez, Golden, minge, ajunge la Vărzaru. N-are culoar de pătrundere Vărzaru. În continuare suntem în atac. Torstenson, hai Rodriguez. Uitată Cristina Vărzaru de Kovacic la această depășire fără minge. Avem nevoie de un paravan cât se poate de eficient. Suntem în amenințare de joc pasiv. Suferă Kim Rasmussen pentru Golden. Torstenson la mare distanță. Rodriguez bate odată, aruncă și este 9 metri. Trebuie să aruncăm măcar la poartă la această fază. Avem dificultăți în atacul pozițional. Cere Oana Mana 3 metri pentru adversarea la această execuție. Bine, Torstenson pentru Oana Mane, apasă la picioare, da? Nu, n-am gândit bine acest atac pozițional, poate din cauza faptului că am avut 14-12 și azi ce s-a întâmplat, dar trebuie să rămânem în joc. Kovacic calmează atacul, Broc iese la schimbare, intră Gheorghe și se duce din nou în extrema stângă.
Suland intră în Inter dreapta, Kovacic va fi conducător de joc pentru Ghior. Ea va pleca la Ferencvaros la finalul sezonului. Kovacic, Amorim, Kovacic, Suland pentru Amorim, Amorim aruncă și înscrie din nou. Un atac greu, un atac chinuit al lui Ghior, până la urmă mingea s-a dus în poartă. Iată, 3 goluri din 6 aruncări pentru Ghior, care revine de la minus 2 la plus 1. Scrie de peste tot Eduard Amorim. Avem nevoie de un atac clar. Jorgensen trimisă pe teren în Inter dreapta. Gulden este faultată de Broch. Jorgensen n-a marcat până acum în această partidă. A jucat numai primele 15 minute, apoi a fost schimbată din nou și a mai luat un tampon în față Isabelle Gulden după duelul cu Broch, probabil, da, dată momentul. Și a lovit-o cu cotul, acum ați văzut, pe mișcare. Ungaria are deja o câștigătoare de cupă europeană, Dunau Ivaru, și a câștigat cupa EHF Holstebro din Danemarca, cupa cupelor și Challenge Capro Casa Gran Canaria din Spania. Iată un suporter a handbalului românesc, o doamnă care cred că avea tricolul cu Olchimă pe dedesubtul steagului cu CSM. Steagul e dus mai departe de CSM București, steagul Olchimului. Tradiția începută de Olchim, Râmnicu cu Vâlcea. Am înscris de 5 minute jumătate, trebuie să o facem acum. Gulden pentru Oana Manea, Oana Manea pentru Gulden, aruncă Gulden, apără Grubisic, nu ni s-a dat nimic la această fază pentru că a avut mâna liberă Isabelle Gulden, a doua ratare a sa și este blocată de Grubisic, rămâne mingea pentru noi, sperăm. Descătușarea lui Grubisic și atacul nostru cu Jorgensen, Gulden, Torstenson, trebuie să arunce și Torstenson la poartă, foarte bine pentru Manea, e gol și egalitate. Ce frumos a aruncat Oana Manea, a lăsat-o mai întâi pe Grisbos, intră în poziția fluturului și apoi a strecurat mingea printre picioare. Ce dexteritate impecabilă are Oana la această fază, trasă și de tricou din nou de Broch. E bine, suntem acolo, suntem în meci, suntem la egalitate cu cea considerată cea mai bună echipă din Europa. CSM București o poate detrona pe Ghior din această postură. Kledikova a plecat în circulație acum, Suland, Kovacic scapă mingea. Fisker s-a aruncat la sacrificiu și a tamponat-o pe Suland, un duel scandinav acolo, și Loki a fost tamponată. A fost o fază asemănătoare cu cea din care Mica Brădeanu a reușit primul gol. Cap în cap s-au dat cele două habariste de la Ghior. Dur. Da. Loki a lovit-o pe Suland. Și a treia blondă era Fisker. A fost nevinovată, ea urmărea mingea. Da, spuneam, Mica Brădeanu, cele două goluri consecutive din propriul teren. Acest meci este meciul cu numărul 29, Costi, pe care Ghior îl joacă în cupele europene împotriva echipelor românești. Ghior a câștigat de 18 ori. Adversarii au fost Silco Turzalău, Universitatea Cluj, HCM Baia Mare și, evident, Olchim Râmnicu Vâlcea. 9 victorii românești, un rezultat de egalitate. Olchim a eliminat-o pe Ghior din semifinalele Ligii Campionilor în 2010, dar apoi în 2012 și 2013 Ghior a mers în finală după ce a trecut de Olchim. Suland se resimte după ce a fost lovită de colega sa, Loche, și iese la schimbare. Atac al unguroaicelor, Kovacic în centru, Amorim, Inter stânga. Din nou Amorim pentru Kovacic, Amorim, aceasta este Hrot, Amorim, Kovacic, din nou nu ne pun în poarta în pericol, aruncă pe lângă poarta Amorim. Da, a cerut corner Eduard Amorim, forțează, dar n-a fost Amorim. Vorba de așa ceva, da, pentru că nu mai poate să arunce de la distanță. Jorgensen, Gulden, Torstenson, așteptăm o descătușare și din partea Interul noștri, a pierdut Jorgensen, a recuperat loc, e pleacă norvegianca pe contraatac. Pe lângă poartă, poate fi momentul psihologic de care CSM București să se agațe pentru a câștiga această finală. Rasmussen l-a arătat arbitrul dublu dribbling pentru Loche când a plecat cu mingea, dar nu cred că a fost vorba de așa ceva, nu mai contează, a arătat Loche, este lucrul cel mai important și revenim la atacul poziționat, mai sunt 20 de minute din finala Ligii Campionilor, 15 la 15 între CSM și Ghior, scapă iarăși mingea Jorgensen, incredibil, nu se concentrează daneza.
3-3 la această fază. Gol până la urmă înscris de Ghior prin Grot. O schimbare neinspirată se vede treaba. Două greșeli consecutive făcute în atac de Line Jorgensen. Parcă nu este în tensiune meciul. Să vedem dacă vă mai ține în teren Kim Rasmussen pe daneză. Da, rămâne Jorgensen. Așa sunt nordicii. Îți mai dau încă o șansă. Orson sună pentru Jorgensen. A încercat pasă la pivot. Iar și au blocat maghiarele. Previzibilă Jorgensen. Trebuie scoasă și calmată. Greșesc, fault, pivot, da, la fault în atac. Iar am avut șansa aici. Iată că n-au mai dat și nouă arbitrele o decizie care putea să fie trecută cu vederea, spunem, dacă nu erau atente sau dacă erau rău intenționate. A ieșit Jorgensen, da, până la urmă. Intră probabil Ana Paula Rodriguez. Dar toate camerele sunt pe Gulden, care cu siguranță va fi MVP al acestui Final Four de la Budapesta. Rodriguez în Inter dreapta, Gulden în centru, Torkelson în Inter stânga, a plecat Fisker al doilea pivot, trebuie să acerăm pasele. Vărzaru nu vrea să atace acolo, o căzuse o jucătoare de la Ghior în semicerc. Gulden pentru Oana Manea, faultată Oana Manea, la fel și Gulden, 9 metri. Se împuținează soluțiile în atacul nostru, din păcate. Încercăm să o jucăm mult pe Oana Manea, care este mereu blocată. Kim Rasmussen, da, a văzut clar că echipa sa are probleme în atac și cere time-out pentru a pune la punct, pentru a le readuce în meci. From standing still and moving it places. We need to move and then take the ball and then keep the ball moving. We are dribbling too much. Pass, pass and pass to create the rooms, okay? Right now we are making them go too wide. Chris, you change with Carmen right now. Yeah, you're saying? Yeah, you need to go wide with you. I run too hard in the cross. You put between two and three. Where? No, between three and three. Like Anna to cross the middle. Yeah, like Anna does the cross. I run and I will, Linnea will come in across. Listen. And you have one against one. Chris, listen here. Listen here. In offense, it's about that we are not afraid to shoot from 9 meters. Come on. Come on. Come on. Come on, București, să treci! București! Să nu ne fie frică să aruncăm de la 9 metri. Din ce am înțeles, va fi o fază pentru Ana Paula Rodriguez. În 3-3 trebuie să rămână singură și să decidă. Iată-o și pe extrema stângă, Harșfalvi, o jucătoare tânără care s-a accidentat ieri contra lui Buducnost. Toate astea e pe foaie, are mâna la o pătrundere de pe extrema, a căzut pe cotul mâinii drepte și iată, nu poate să-și ajute echipa în această finală. Din acest motiv se joacă în extremă pentru Gheorghiță sau Kovacic. Avem atacul pozițional după timeout și logic ar trebui să înscriem dacă s-au înțeles fetele cu antrenorul. Torstenson, aruncă Torstenson, 9 metri. Nu i-a mai pasat Torstenson lui Rodriguez. Cam așa era faza. Până la un punct a fost dus bine. Torstenson rămâne în centru, Gulden în Inter stânga. Iarăși angajăm pivotul, apărare în semicer, 7 metri, da. Decizie logică pentru arbitrele din Norvegia. Avem din nou șansa egalării și cine alta decât Isabelle Gulden va veni să bată aruncarea de la 7 metri. Jucătoare de peste 10 goluri într-o finală de Liga Campionilor, Costi. Înscrie din nou Gulden, cea mai sigură mână pentru CSM București în această finală. 10 din 12, extraordinar procentaj și mai avem fenomenal. 17 minute și jumătate. Fenomenal și ia în calcul și tensiunea, emoțiile. Dar e nordică. I-ați văzut apoi în plan secund pe suporteri români care au sărit de bucurie. Amorim aruncă în forță așa cum pătrunde de fiecare dată. Ce greșeală fac arbitrele, s-au grăbit să fluiere. E adevărat că Grubišić s-a oprit la un moment dat, n-a mai dus piciorul acolo. Cere gol îndreptățit Amorim, îndreptățită. Kovacic e în centru, frut soluția aleasă în Inter dreapta.
Amorim, Kovacic, Kovacic pentru Löke! N-a mai prins! Scapă mingea, foarte atentă Oana Manea și-a recuperat pentru noi. Putem să trecem la conducerea partidei. 20 de minute a jucat perfect Löke, apoi n-a mai primit mingi. Torstenson pentru Miga Brădeanu, trimis conducător de joc în atacul CSM-ului. Gulden este dus în extrema în interdreapta. Torstenson a făcut schimb de locuri cu Mica Brădeanu. Mica pentru prima oară în atac în această finală. Torstenson nu aruncă pe pătrundere. A fost dezechilibrată, da. Izabela Gulden, în care s-a lovit la piept pe această încercare. Multe tampoane și a luat pe tot corpul Izabela Gulden în această partidă. Performanța... Iată, i-a băgat un număr în piept aici Kovacic. După părerea mea de eliminare, dar nu mai contează asta. Performanța cere suferință. Gulden pentru prima oară când nu zâmbește după un tampon, dar durerea este mult prea mare acum. Se nu va ridica, sunt, e da, puternică. Nici roboții, e normal. No. Campioanele noastre care au făcut o partidă aproape de perfecțiune cu super campioana Europei, această echipă reinventată de Martin Ambros în urmă cu 3 ani când au câștigat Liga Campionilor pentru prima oară. Iată aici momentul. Din unghiul ăsta vezi altceva, dar reluarea cea mai bună a fost cea precedentă. După 7 finale a reușit Gheorghe să câștige Liga Campionilor, 2 finale de Liga Campionilor pierdute cu Vibor și Budușnost, una de Cupa Cupelor cu Budușnost și 4 de Cupa EHF. Atac pentru CSM București. Mica Brădeanu, Gulden, Rodriguez, Mica Brădeanu, trebuie să avem curaj să atacăm poarta. Oh, Loi a dat pas în picioare, incredibil, nu ne concentrăm, Gulden. Hai, poate le oprim Löke, contraatacul. Brock pentru Gheorghiț. Să scapă mingea, bine, dar bine. Am reușit. Rămânem în apărare. Ne-am repliat la timp. Păcat, păcat că iarăși am avut o greșeală neforțată. În prima repriză am avut 9 astfel de probleme. Kovacic revine în centru. N-a mers linia de 9 metri a unguroaicelor. Din fericire am reușit să le blocăm. Nu mai combină de multă vreme cu Löke. Am reușit să stopăm și aceste sau acele atacuri năucitoare ale unguroaicelor. Amorim aruncă și înscrie de această dată, da? Da, n-a ieșit nimeni să o întâmpină pe Amorim. Nimeni nu s-a mai înțeles acolo cu portarul, adică apărătoare din centru. Iată, a rămas Gulden singură și peste ea aruncat în stânga, da? A atins un pic, dar Amorim are o alonjă superioară, înălțime superioară lui Gulden. Suntem la jumătatea reprizei secunde din finala Ligii Campionilor. Un gol pentru Gheorghe, însă avem atacul pozițional. L-a mai înscris de ceva vreme. Trebuie să o facem acum. Gulden! 17-17. Ce jucătoare magnifică are CSM-ul! Fabuloasă Gulden în această partidă, al 11-lea gol înscris de ea. Morim blocată de aceeași Gulden în apărare. Cât efort face Bela Gulden. Să nu uităm că în urmă cu un minut și jumătate plângea de durere pe semicercul unguroaicilor. A venit cu revanșa, un gol și foarte bun în apărare. Este MVP-ul ultimului campionat european, această handbalistă din Suedia, care ne demonstrează meci de meci că este un superstar. Și va fi a CSM-ului și anul viitor. Acum Amorim, care și-a intrat puțin în mână. Rod pentru Amorim, a vrut să arunce de la șol. Pătrunde, scoate foarte bine Grubisic. Putem să plecăm pe faza a doua, avem om în plus. Mica Brădeanu pentru Gulden. Martin, gol! La vinclu s-a dus acest balon catapultat de Carmen Martin. Avem un gol. Incredibil, am scos mingea în apărare. Martin aproape să se ducă în Grimsby. A reușit să placeze fantastic aruncarea. Martin reușește să mai ia un pic tensiunea de pe umerii lui Gulden. Poate începem acum încetul cu cetul să ne rupem sens pozitiv de Gheorghe, să ne despotorosim de ele, care, iată, acum nu înscriu, Grubisic a deviat ușor în bară. Am avut șansa, este adevărat, a cincea bară. E momentul nostru, e momentul nostru. Ele, Mica n-a avut curaj să se ridice, să arunce la poartă și rămânem într-un atac ordonat. Atenție, Kim Rasmussen o scoate pe Gulden și o bagă în teren pe Rodriguez. Torstenson vine în centru. Ține dezorganizarea intrat acolo până când Torstenson a aflat schema sau da, și-a dat seama din schimbările făcute. Vrea să iasă, da? Da. Mica Brădeanu pentru Torstenson, nu arunca la poartă. Ce pasă, ce pasă. Era pe poziție viitoare Rodriguez, dar pasa a fost în spate.
Dar multe greșeli de la handbaliste extrem de experimentate și valoroase. Dar rezistăm în apărare foarte bine. Acest lucru este cel mai important. A căzut Torfenson. Loche liberă! Ce portar avem! Grubisic a stat pe picioare. Își mușcă buzele Martin Ambros. Fabuloasă Grubisic. Parcă i-a dat momeală Grubisic. A ridicat, iată, piciorul drept ușor și apoi s-a reechilibrat și a prins mingea. Poți să cazi din punct de vedere psihic după o asemenea paradă în fața portarului, dar Loche este super Loche. Ce portar a avut Ghior și a dat drumul să plece la CSM București. Ne bucurăm, mulțumim Ghior. Trebuie să învingem Ghiorul în această finală a Ligii Campionilor. Faula pivot. Faula, jocul cu pivotul pe deplasarea Oanemane. Așa o fi fost în dinamica fazei. A căzut Broc. Se mai întâmplă să tamponăm și noi de fault pe atac. Avem un gol peste Ghior, mai sunt 12 minute din finala Ligii Campionilor. După această partidă avem reacții imediat la săptămâna de handbal. Alstat. Kovacic. Kovacic din nou. La depășire, am pus mâna pe ea, a prins Loche balonul. Gol, da, a intrat mingea în poartă, se dădea 7 metri. Da. Și-a luat-o și Loche, cum se spune, la această fază, dar la cât a dat și ea în apărare. Nu trebuie să se mire, iată faza. A cerut o eliminare de 2 minute, cred, pe bună dreptate, la Mica Brădeanu. Din păcate, Grubisic și-a băgat mingea poartă, dar ar fi fost oricum aruncare de la 7 metri. 18 la 18, încă 11 minute din finala Ligii Campionilor. Nu vrem să ne gândim, normal ne dorim să bată CSM-ul după 60 de minute. Putem să avem și prelungiri, tată, la... Portari. 40 la 18. Da, 40% pentru Grubisic. Se înalță torsul, se bate mingea, aruncă din fault. 7 metri. Da, apărare în semicerc. Da, păcat că n-a aruncat din prima linia torsul. Poate a mers la siguranță, da, la siguranță și corect. Este 7 metri pentru noi. Protestează Amorim. Amorim, da, și permite multe și e doar de Amorim, dar nu mai contează. Iată o mână sănătoasă acolo, tamponată, strânsă de tricou, de corp, cât pe aici să rămână fără echipament suedeza. Gulden. Gol! Isabelle Gulden! Dumnezeule, are 12 goluri și numărăm în continuare. Mai sunt 10 minute din această finală, finala lui Isabelle Gulden. 19-18, încă 10 minute și jumătate. Respirația e grea, Costi. Pare, da, apărarea. Sigur vom câștiga Liga Campionilor, o premieră pentru handbalul modern în România. Da, ultimul trofeu Rapid în 64. Kovacic îi pasează lui Gheorbiț. Kovacic pentru Iștad, acum Hrut mimează o lovitură la gât. La gât. Da, iată cum protestează, dau cu pardoseală. E bine și la teatru pentru, pentru Hrut. Reîncepe atacul lor pozițional, Kovacic în postura dirijorului Alstad. Kovacic, mingea în spate, s-ar putea să intre prepasiv maghiarele. Medicova pentru Hrut, da, a intrat în prepasiv Kovacic, să avem grijă! Gol, 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 scris de olandeză, s-a văzut mișcarea. Avea al doilea gol al lui Hrut, da. De la șold a aruncat, dar la câte minuni a realizat Elena Grubisic. Normal, n-a mai putut să strângă picioare la timp, mingea a fost pe lângă șoldul Oanei Manea. Egalitatea la 19, mai sunt 9 minute și jumătate. Pot fi două reprize de prelungire a câte 5 minute dacă egalitatea va persista. Torstenson pătrunde! Trebuia să arunce forțare. Mai repede la poartă, sigur. A fost forțare, din păcate. N-a avut curaj să arunce la poartă Torstenson. Este o jucătoare extrem de bună, dar joacă foarte mult la siguranță în atacul pozițional. Nu riscă niciodată. Da, să nu uităm că ea evoluează în continuare accidentată. Sunt circumstanțe pentru această finală de Liga Campionilor, dar trebuie să decidem meciul în apărare. Iștad, Kovacic, Loche, Alstad acum pentru Hrut, îi pasează lui Loche, incredibil această jucătoare. Loche din nou ne dă gol al 8-lea. Cum a pivotat, cum a prins mingea, cum... A intrat în poziție, iată, paralelă cu suprafața de joc, vedeți acum, și aruncă la poartă. Țin mai tare în brațe, trebuie să fie acolo Line Jorgensen.
De fiecare dată parcă li se moaie mâinile atunci când atacă Löke. A fost acum rândul lui Gheorghe să înscrie Mica Bredanu pentru Gulden. Rodriguez a încercat pasa la pivot, a recuperat Gulden, faultat Izabele Gulden la 9 metri. Trebuie să mai arunce și Cinat de la 9 metri, nu numai Gulden. Avem nevoie de gol ca de aer la acest atac. Mica Brădeanu face pași. Iar și aici s-a încurcat în propria idee, nu și-a dat seama mai repede că trebuie să arunce mingea. Se mai întâmplă o minută din finală. Un gol pentru Ghior, dar maghiarele au atacul. Picior! Picior la Löke. Asta arată și Rasmussen, incredibil, la marginea terenului. Am văzut și noi la televizor. A văzut-o și Rasmussen. Numai arbitrele n-au văzut piciorul norvegencei. Este avertizat din nou Kim Rasmussen. Revine și Ghior Bițare. Deja un cartonaș galben. Kim Rasmussen trebuie să înceteze cu protestele. Nu e nevoie să-și lase echipa cu un om în minus din cauza protestelor. Alstad. Pentru Frot. Kovacic, Ledikova, foarte bine Torsonson a tamponat-o pe Grot. Kovacic, tamponată de Torsonson, da, a mimat mult jucătoarea de la Gheor și este time-out cerut de Martin Ambros. Îl ceruse înainte de faultul lui Torsonson, care ar fi putut primi o eliminare de 2 minute pentru tamponul de mai devreme. 7 minute, un gol avans pentru Gheor. Missing the right back, the ball is in the middle with you. Look the ball there. Look there. Okay? So you go this side first. Yes, KD middle, middle and stay. And after come here, you make finta. Finta go and away and outside. Okay? And you in this side, pass directly and Gorba. If a small space, you have to shoot. Okay? Because we are in passive. Okay, guys. Remember to draw the shots if we can in the defense about taking this last little step up. It's Nike Groth now. It's Nike Groth, so either we take her away and you have to handle Amorin and Kovacic, or you really go close to her. When she has the ball, she's gonna pass to Löke or go by herself. So wings squeezing. Sunt în prepasivi adevărat cele de la Gheor, trebuie să arunce la poartă sau să mai scoată un 9 metri, altfel pierd atacul. Löke. Da, minge la Gheor Biț, ne scoate cu șoldul. Extraordinar efortul lui Fisker. Da, Fisker la sacrificiu se aruncă spre balon. Avem atacul egalării din nou. Încă 7 minute din această partidă. Mica Brădeanu e inter stânga. Gulden revine în centru. Trebuie neapărat să înscriem schema 2. L-arată Gulden colegilor sale. Sperăm că ne va ieși cu gol. N-a mai ajuns de mult nici la Oana Manea. Mica Brădeanu, Rodriguez. Iarăși n-am avut posibilitate la fază. Mica Brădeanu tamponată mână în gât de la Amorim, 9 metri. Din nou a apărut Mica Brădeanu nehotărâtă la această fază. Gulden, atenție la prepasiv. Cele două arbitre vor ridica în curând mâna. Gulden pentru Rodriguez. Alege partea greșită Rodriguez. Mica Brădeanu aruncă. Mingea se dusese și în piciorul ei. Oricum a fost aruncare la brațele la lui Grinska. A fost la braț, totul scurt. Da, nu mai avem clar viziune, din păcate, la atacul pozițional. Am mai obosit și Izabele Gulden. Să sperăm că ne va scoate apărarea. Asta este cel mai important. Amorim. Forța naturii peste poartă, da. 9 metri pentru Gheor a fost jenată. A fost campioană mondială. Formidabil apărarea CSM-ului în aceste două zile ale Final Four-ului de la Budapesta. Vineri, următorul meci al CSM-ului din Cupa României. Puteți să veniți la sala Rapid din București, cei care sunteți din București și nu numai, ca să le vedeți pe aceste admirabile jucătoare în fața Rapidului la Cupa României de la ora 18, va fi din Sport 3. Sperăm totuși că fetele vor veni cu Liga Campionilor. Alstad se înalță, îi pasează lui Hrut care pâlbuie. Kovacic, Kovacic pentru Hrut, aruncă Hrut și scrie. Da. Cam acum se face diferența încet încet, pentru că Hrut este mai sigur decât jucătoarea noastră de la 9 metri și
riscă, aruncă de la 9 metri pe săritură. Arta a fost liberă aici, a ieșit ușor Costanson în fața sa, dar n-a putut să blocheze, da, prea târziu. Gulden, Rodriguez, Martin, avem mână sigură în extremă. În sfârșit ne mai bate și nouă inima la un ritm normal, pentru că Iberica a înscris golul cu numărul 20. Bine că a mai ajuns mingea și în extreme. Se apără destul de slab acolo Kovacic. Martin reușește să-și facă unghiul perfect pentru o aruncare în plasă. Și tot la vincul a dat, da, la faza precedentă, când a mai înscris odată. Ultimele 5 minute, da, ale finalei mărețe între CSM București și Gheorghe din Liga Campionilor. Un gol pentru vicecampioana Ungariei. Așa, mingea! Nu! 9 metri, ce au văzut arbitrii la această fază? I-au luat mingea din mână, Oana Manea, adversarei sale. Nu, i-a dat-o, să știi, dar a fost acest fault al lui Torstenson. Da. În fine. Da. Decizie pentru Gheorghe, 4 minute și jumătate, să nu luăm gol acum. Hallstatt nu aruncă la poartă, schimbarea de direcție, combină cu Groot. Kovacic, iese Gulden, Groot. Hallstatt scoate Grubisic, aveam nevoie de această paradă, că mai sunt 4 minute și 10 secunde, ca să nu fie totul în van, să înscriem și noi acum. Avem nevoie de siguranță în atac, în condițiile unei presiuni imense, la care fetele de la CSM București au făcut față incredibil până în acest moment, de la egal la egal cu Gheorghe. Gulden va mai inventa oare o minune? Gulden în centrul CSM-ului. Rodriguez, Torstenson, Gulden se duce în inter stânga, Gulden pentru Torstenson, depășire, Gulden! Gol! 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 Gulden! După 3-4 minute de suferință, Gulden ne-a resuscitat și este 21-21 între CSM București și Gheorghe în finala Ligii Campionilor. Mai sunt 3 minute și jumătate de la o mică agonie spre extaz ne ducă handbalistele noastre. Am suferit puțin, a intrat Pessoa în poarta CSM-ului. Ce moment! Pessoa este în poartă pentru ultimele 3 minute. Poate va fi mișcarea câștigătoare. Asul din mâneca lui Kim Rasmussen. Atenție, Amorim! Amorim blocată de Torstenson. Acum Kovacic. Groot, ea va arunca! A fost bine pe traiectorie brazilianca noastră. Ce schimbare a făcut cu Kim Rasmussen, toată lumea este stupefiată, dar dacă iese, este victoria sa și a lui Pessoa, să spune. Pentru că Grubisic a apărat bine, a scos ultima minge, poate are vreo problemă Grubisic, nu mai contează. Se aude CSM, CSM în pub Laszlo Arena din Budapesta. Brăteanu. Da, dacă dăm gol acum, putem să ne gândim cel puțin la un egal, să mergem în prelungiri. N-a putut Martin să mai atace poarta. Gulden pentru Mica, scapă Mica mingea, dar nu, nu-i nimic. Este bine. Rămânem bine, în atac. Dublă. Oh, lo, da, mingea a fost deviată din cădere. Grinsbo la această fază, parcă a fost un hop amitică. 21-21, 2 minute și 10 secunde să nu luăm gol. Amorim! Extraordinar! Bine, Maiza Pessoa! Trebuie să înscrie și noi măcar o dată și apoi să lăsăm pe ele să se chinuie la atacul pozițional, pentru că avem un super portar, a reintrat Pessoa. Gulden. Avem nevoie de mâini sigure, nu tremurânde, chiar dacă presiunea este enormă. 10.000 de maghiari, iată, s-au ridicat în picioare împotriva celor 600 de români pentru a-și încuraja echipa favorită. Câte Bucureștiul goluri? Da, la 2 minute jumătate de o super performanță în deplasare. Câte goluri decisive a dat Rodriguez până în acest moment, în acest sezon al CSM-ului. Torstenson, amenințare de joc pasiv, trebuie să ne ducem către poartă. Rodriguez e faultată de Groot. Da, iarăși a fost faultată de Groot cu mână în gât, e adevărat, mai din spate pe omoplată. Asta arată și Rodriguez. Hai și arbitrii. Hai cu time-out-ul, da, poate se gândește încă Kim Rasmussen. 75 de secunde. Vom mai avea un atac, e adevărat, dar presiunea e mare la acest atac, pentru că suntem în amenințare de joc pasiv. Iată ce fault a fost aici împotriva lui Rodriguez. Ne va explica Sorinu, vă spun la săptămâna de handball, cum au fost deciziile în această finală. 9 metri pentru noi. Gulden aruncă pe portar, iată, este finală de finală cu portar în prim plan. N-a putut să schimbe direcția balonului din încheietură, Izabele Gulden. Ultimul minut al finalei, 21-21, CSM Gheorghe.
Atacă Gheorul cu Kovacic în centru, cea mai importantă fază a meciului în apărarea CSM-ului. Amorim trece în centru, Loche îi comunică ceva, probabil că vor juca pe Loche, trebuie să ne apărăm la pivot. Deocamdată stă la 9 metri Heidi Loche, se duce să discută cu Hrut, vor să ducă atacul până în finalul timpului regulamentar. 20 de secunde și nu s-a dat aici un prepasiv, nu a atacat poarta decât acum, incredibil că l-au ținut arbitrele în atac fără prepasiv. 30 de secunde. De 30 de secunde au jucat mingea și au luat un singur 9 metri. Aici se văd diferențele. Grut. Apără 7 metri! Incredibil, a apărat pe Soa și s-a dat 7 metri. Să vedem și noi reluarea dacă am avut apărătoarea în au ezitat arbitrele, asta e clar, Costi. Nu-i 7. Aveam un picior la 6 metri Fisker. Nu-i nimic, e Maisa pe Soa. În atacul pozițional. Iată, iese la schimbare. Iorbiț, da. Iese la schimbare. S-a nu se uită, întors, da. Nu se uită suporterii unguri la această fază. Pe revine pe Soa în poartă, în fața lui Iorbiț. Gol înscris de Iorbiț. Mai sunt 10 secunde, trebuie să luăm timeout, dar asta se întâmplă. 15 secunde în atac, CSM București, care poate egala și duce meciul în prelungiri. Să sperăm că asta se va întâmpla, să fim alături de fetele noastre. We have the 7 against 6, Fiske going over there. It's about the pressure with Anna. Here we go. We go like we train, okay? We have to go over here. Okay, I start over there. You start there, what we do, you go over, then, and then you come in the middle, you have four again. No, 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 what we do the from the people. Kemper. Yeah, we do Kemper, what we talk, yeah. Girls, 15 seconds, set up, go all in, don't be afraid. But if we score and Fiskars in, quickly up, stop here, and stop it, okay? If you have to pressing and make fault, make fault all the time. 15 secunde și Kim Rasmussen le-a trasat sarcinile de atac. E cel mai important atac pentru CSM București din acest sezon al Ligii Campionilor. Trebuie să dăm gol pentru a merge în prelungiri, pentru a împinge acest meci în prelungiri. L-a spus Martin să faulteze în continuu jucătoarele sale, să fragmenteze jocul. Am scos portarul, avem omul în plus, mai sunt 10 secunde. Fisker pentru Rodriguez și ne aruncă la poartă, toarta sau gol! Este! E gol! 2 secunde, vom intra în prelungiri. Este timeout cerut de Martin Ambros. Toarta sau n-a dat niciun gol, dar a făcut-o când trebuie. Incredibil ce se întâmplă! Avem prelungiri acum! Bine că a aruncat și Torță să nu minge, a fost deviată. Be stronger. Be strong. Let's go. Let's go again. Good feeling. Good game. Okay. Very strong. Very strong. Let's try a shooting. Yes. Try. Yes. Okay. Yes. Gorba. Gorba, you. From the middle, shoot something like that, okay? The floor, go. You cannot go. Come on, come on. Try, come on. A fost timeout-ul cerut de Martin Ambros, mai sunt 2 secunde. Este timp de o pasă și o aruncare probabilă. N-au ce face Amorim sau Cro, da? N-au să scrie de la jumătatea terenului. Noi suntem bine poziționați în propria jumătate. O finală extraordinară, o finală pe care trebuie să o regrete cine nu a văzut-o. Da, și vom intra în prelungiri. Vom avea 2 reprize de început, a câte 5 minute de prelungiri, pentru că echipa noastră campioană a jucat magnific prima finală din istorie, la prima participare în Liga Campionilor. Costi, le-am dus în prelungiri, vom câștiga prelungirile. Îți spun sigur, e meciul nostru, trebuie să fie. Revenim în câteva momente.
la Budapesta, pentru că avem finala finalelor, cel mai tare meci de handbal din acest an, chiar dacă suntem abia în luna mai. Campioana României joacă prelungiri pentru Liga Campionilor cu Gheorghe. 21-21 după 60 de minute. Am avut prelungiri câștigate pentru o medalie mondială. De ce n-am avea Liga Campionilor după un meci de infarct cu această echipă Gheorghe? CSM-ul, deși a stat într-o singură jucătoare în atac, Bella Gulden, ajutată pe alocuri poate de Carmen Martin în apărare. Echipa a fost fabuloasă, Mica, Torstenson, oricine a intrat acolo a reușit să țină piept acestei super echipe Gheorghe. Gheorghe are primul atac pozițional în prima repriză, vă reamintim, avem două reprize de 5 minute. Să vedem dacă, normal, Gheorghe mai poate să ne pună probleme la atacul poziționat, pentru că noi am avut o apărare fenomenală, atât astăzi cât și ieri în semifinala cu Vardar. Pessoa rămâne în poartă, Amorim, depășire, gol! Ce golul, da, pentru Amorim, vrea să intră puțin mai tare la ea. Iată ce tampon i-a dat lui Gulden, i-a băgat un număr și a aruncat-o de pe traiectorie. Rodriguez pentru Martin. Faultată Rodriguez și aruncare de la 9 metri pentru CSM București. Chiar contează fiecare atac în aceste prelungiri. Cred că adrenalina le împinge pe jucătoare să meargă și mai departe, și mai departe. Gulden pentru Torstenson, care ne-a adus în prelungiri. Rodriguez și are fault acolo, da. Ce tampon a primit și Carmen Martin, da, săraca. Au început să o lovească la corp jucătoarele de la Gheorghe. Martin. Spaniola poate cea mai constantă pe tot parcursul sezonului pentru CSM București. Ce a avut, a dat în poartă chiar și astăzi. Trei goluri pe final sau două goluri pe final. Cadru superb la această reluare. Ați văzut cum s-au bătut maghiarele pentru minge. Dar Olandeza Grot a lovit-o pe Martin. Suporterii România sunt și ei fantastici. Aproximativ 600 la acest turneu. Nu mai există rivalitate. Am văzut-o pe Ada Nechita în mijlocul suporterilor. Am văzut și pe soțul Iuliei Curea. 9 metri pentru noi. S-a scurs deja un minut din primele 5 ale prelungirilor. Gulden a arătat schema 1. Rodriguez. A plecat Oana Mana în circulație. Vine Torstenson. Aruncă Torstenson! Dar a ghicit-o Grisbo, da. A ghicit-o pur și simplu. S-a trezit cu mingea în brațe Cari Grimsbu. Poate îi se va mai da o șansă și lui Jorgensen, care n-a jucat aproape nimic, din păcate, în această finală. Jorbis pentru Amorim, pasă cu pământul, faultată Loche de către Torstenson, adevărat, din dinamica fază, a căzut Norvegia. Asta trebuia să-i facem de la începutul lui Loche, să nu o lăsăm să primească, să o tamponăm tot timpul. Din păcate, cel puțin în prima repriză, le-a ținut pe cele de la Gheorghe în viață. Kovacic în centru, Lut a trecut în dreapta. Amorim în stânga Loche, în spatele Vicky Bredeanu și încă Torstenson. Din nou atac lung al unguroaicilor și încă nu e prepasiv Amorim. Da, așa s-a întâmplat și acum finalul partidei, da. Arbitrele au trecut vederea secundele jucate aiurea de către Gheorghe. Pașii faulta i s-a dat pentru Amorim, 2 minute au trecut. E bine că am avut alea 15 secunde cât să le egalăm pe unguroaice. Grot. Pasă cu pământul la Loche, care aruncă pe lângă. Da, eliminare de tot. Eliminare, da. Și nu mai e nici amenințare de joc pasiv. Iar cea eliminată e tocmai Gulden, nu Brădeanu. Dau din nou atac lung unguroaicele. Nu putea să se dea la o parte Brădeanu. Dar contactele sunt judecate în favoarea gazdelor. 9 metri pentru Gheorghe, care iată stă de mult pe atacul pozițional. Kovacic pasă la extremă și scrie de pe dreapta jucătoarea din Cehia, Nedikova. Primul gol pentru Nedikova. 24-22 pentru Gheorghe și avem inferioritate. Iar scoate portarul, riscăm la maxim, dar dacă ne iese golul, nu mai contează. Asta e finala Ligii Campionilor. Dacă nu riști, nu poți să speri la o câștiga.
Hai să vedem, se plimbă de-a lungul semicercului Fisker, Gulden pentru Torstenson, Gulden îi pasează din nou lui Torstenson. N-avem culoare în centru, trebuie să desfacem către extreme. Iată pe Gulden bruscat acolo din nou, îi pasează lui Carmen, Martin pentru Gulden, nu iese nimeni la pas. Fisker, amenințare de joc pasiv pentru Oana Manea, care scapă mingea. A fost faultată Oana Manea, a fost faultată. 9 metri, e bine că am avut atacul lung. Da, a pus mâna pe minge la un moment dat. Iată, Pessoa este foarte nervoasă la marginea terenului. Știți bine, este o tipă vulcanică. Torstenson foarte bine, intră la fault, a vrut să arunce pe bătaie, dar a fost faultată. Nu mai avem multe șanse la acest atac, cel puțin. Gulden pleacă de una singură, îi pasează lui Manea. Trebuia să stea la fault, trebuia să stea la fault Gulden, din nou 9 metri, da. Acesta este handbalul, scos 9 metri când ești neprepasiv sau arunci la poartă. Pare trenirea puțin spectaculoasă acum, dar trebuie să joci normal și pe interesul tău, pentru că ești din inferioritate. Împletire între fizic și emoțional, așa a devenit meciul acum. Oana Manea a cerut 3 metri adversarul sale. Torstenson a scăpat mingea, Martin, da. Cred că fluieraseră și pasivul, da. La acea pasă, ultimul minut din prima repriză de prelungit. Nu e bine deocamdată, două culori avans pentru Gheorghe. Se pot recupera însă, trebuie să fie recuperată. Gheorghe a trecut în centru pentru prima oară în această finală. Oh! Foarte bine, Martin, faultată Martin. Parcă i s-a lipit mingea de mână lui Amorim la această fază. Și suntem 6 contra 6 pe semicerc. Este timpul să dăm și noi gol, pentru că vine pauza între cele două reprize de 5 minute ale prelungirilor. Vom duce atacul până în finalul timpului din prima repriză de prelungire. Rodriguez, Gulden, deocamdată nu punem un pericol poarta încuroacelor Gulden. Este culoare acolo, Torstenson nu se înalță, Rodriguez. Da, s-a văzut foarte greu din acea poziție să pui bolta. Sta bine Griezmann de această dată. Nu și-a mărit unghiul pentru că n-a avut 9 secunde, să nu luăm timp. Gol, să nu luăm gol, să nu luăm gol pentru Loche. Ne apărăm bine. Contraatac! S-a terminat timpul. Să arunce mai repede, fără să mai sară, dar nu și-a dat seama Iulia. Două goluri avans pentru Gheorghe, încă 5 minute din această partidă. Să vedem. Pauză de un minut, apoi se vor schimba porțile și speranțele noastre se îndreaptă către ultimele 5 minute din această partidă. Au mai avut handbalistele sau poate vor mai fi Gheorghe, da? Au mai avut handbalistele de la Gheorghe două goluri avans în această partidă, dar singurele care au scris. Da. Greu de jucat în inferioritate și în prelungiri după ce ai tras de tine 60 de minute. Trebuie să mai arunce cineva, vă spuneam, de la 9 metri. Dacă lași jocul numai pe umerii lui Gulden, normal, câte minute poate să realizeze și această handbalistă pe care aveți în imagine, de care parcă s-au îndrăgostit pe regizorul de acestei transmisiuni. Jos pălăria pentru valoarea Belei Gulden. Toată lumea se înclină. Probabil ea va fi MVP-ul acestui Final Four. Ea este în acest moment și nimeni nu-i mai poate fura titlul de golgheter al Ligii Campionilor. Are nevoie însă de cupa cea mare. Acum noi vom avea primul atac pozițional în repriza secundă a prelungirilor. Dacă va fi iarăși egal, vom mai rămâne alte două repriză de 5 minute și apoi 7 metri dacă se ajunge acolo. Însă poate vom mai avea și noi șansă și vom reuși acum 5 minute magnifice. Trebuie să înscriem acum, este cel mai important. Gulden pentru Torstenson. Gulden indică schema. Rodriguez este interdreapta. Gulden, Torstenson, din nou un atac lung al nostru. Gulden pentru Torstenson. Are culoare! Gol! Gol Torstenson! Înscriem și noi de la 9 metri. O face Torstenson. Acum în prelungirii n-am avut timp să ne repliem. Kovacic, în sfârșit am așezat la 6 metri. Putem să ne jucăm apărarea așa cum am făcut-o aproape de perfecțiune în această finală, din care mai sunt 4 minute și jumătate și noi trebuie să câștigăm.
Ne ținem respirația atunci când mingea ajunge la Heidi Löcke. A fost un moment acolo, dar s-au repliat bine jucătoarele noastre. Crut, vine Amorim lansată, e blocată. Forțare la Amorim. Repede. Iată ce a făcut cu mingea, Grot, incredibil. 2 minute. Ar fi trebuit să-i se dea eliminare, da, olandezei, nu lui Amorim, ci olandezei cu numărul 27. Timpul este întrerupt, oricum a împins-o în propriul semicerc pe Ana Paula Rodriguez. Da, arbitrii au trecut bine. Multe cu vederea, s-au părut nou normal ca românii în această finală, dar bine că am ajuns până aici și ne putem juca în continuare șansa. Thorstenson s-a ieșit, iată, avansat la Thorstenson, Gulden joacă din nou pentru Thorstenson, cele două suedeze are CSM-ul Rodriguez. Gulden. Avem nevoie de mai mult ritm în pasarea mingii. Pasă pentru Ana Paula, picior la Gheorghiț. Picior la Gheorghiț, extraordinar, extraordinar. A fost picior la Gheorghiț, atenție. Era pe mișcare Gheorghiț, dar a fost picior, trebuia să se dea 9 metri pentru noi. N-a fost intenționat, dar era picior. Da, adică nu era de 2 minute, dar, de 2 minute, dar era mingea noastră. Da, a fost 9 metri pentru CSM la această fază. Este o greșeală flagrantă. Și contează, timpul normal este de partea Gheorului, mai sunt 3 minute și 10 secunde. O cam groșat obrazul norvegien cele acum pe final. Kovacic pentru Grot, Kovacic, Amorim, iar își plimbă mingea degeaba și biciuiește Grot mingea în poartă. Gol venit după o greșeală de arbitraj. Acesta pot face diferența, aceste mici detalii care, din păcate, sunt hotărâte de cele două arbitre din Norvegia, dar mai avem șansă, 2 minute și jumătate. Trebuie să înscriem această fază, Thorstenson cu Rodriguez, blocată sus, apărată sus Gulden, Rodriguez pe pătrundere, pas în spate, dar faultată. Da, Brock face pe nevinovata. Ultimele 2 minute. Thorstenson pasă pentru Ana Mane, gol! Ce bine a venit această reușită, da? Poate era și de 2 minute la faultul împotriva Anei Mane, dar norvegencele nu ne mai dau așa ceva. A lăsat-o Amorim, adevărat, după ce a tras-o de umeri. 2 minute din prelungiri, un gol pentru Ghior. Dacă scoatem acest atac și apoi egalăm, avem nevoie de minge cruci pentru a egala. Da. Iarăși vor juca la trecerea timpului și norvegencele. Atenție la Crut. Pare că ea e jucătoarea care va arunca acum. Crut pentru Amorim. Ne apărăm 6-0. Amorim în forță, scoate pe Soa. În prepasiv a intrat Ghiorul, puțin ca târziu, dar bine că s-a ridicat mâna. 9 metri pentru Ghior. 1 minut și jumătate. Kovacic. Crut. Întoarce Amorim. Pentru Amorim. Foarte bine a Martin acolo, da. Nu Micuța Martin, dar să fluiere și pasivul, da, totuși. I-a sărit la gât lui Amorim, Micuța Martin. Löcke. Haideți că sunteți atât de scrupuloase acum la finalul partidei de... N-avem ce să mai spunem despre arbitre. Löcke. Amorim. Hai. Hai cu pasivul. Brut, s-a apărat pasivul, lasă mingea jos. Iată, și Doamne, acum i-a dat mingea în picioare lui Gulden. Este incredibil această Grut. Avem nevoie de gol, apoi trebuie să ne apărăm dumnezeiește. Poate vom duce atacul până în finalul timpului regulamentar. Thorstenson, Gulden, Thorstenson pentru Rodriguez. Nu, Thorstenson, faultată. Să vedem cât de vor suporta arbitrele la acest atac pozițional. 9 metri pentru CSM. Mai sunt 40 de secunde din finala Ligii Campionilor. CSM-ul trebuie să egaleze. Gulden. Thorstenson, tamponată pe braț, Gulden să se oprească două și cronometru. Minute, da, doamnelor, 2 minute. Da, Amorim este scoasă din teren din cauza acestui... A doua eliminare de 2 minute a lui Amorim. Iată ce tampon i-a dat să-i rupă brațul lui Thorstenson. Și Thorstenson este o forță a naturii, o handbalistă foarte solidă. A revenit pe Soa în poartă, ea fusese mai devreme schimbată cu Fisker. Iată-l pe Martin Ambros dând în continuare sfaturi, profitând de accidentarea jucătoarei noastre, Linnea Thorstenson. Amorim, 2 eliminări în meci. Avem superioritate și încă 33 de secunde pentru a egala din nou. Trebuie să plimbăm puțin mingea.
dar să nu le dăm șansa arbitrului să ne bage în prepasiv și apoi să înscriem, pentru că apoi ele sunt în inferioritate la atacul pozițional. Aș merge pe Martin. E soluția care pare la îndemână jucătoarelor noastre. 9 metri pentru noi, încă 30 de secunde. Torfenson, Gulden, Rodriguez. Ne ducem cu atacul până în final, Costi, și vom încerca să egalăm pentru a nu le mai da mingea în atac. Gulden. N-a mers pasa în extremă, asta trebuia să facem. Gulden, acum schimbăm iarăși. Aruncă Martin, dar a fost faltată, corectă decizia. 7 metri, mână în gât, și 2 minute! Eliminare dacă a fost mână în gât. Eliminare dacă a fost mână în gât. A dat decizie de 7 metri cu mână în gât, dar se vine și cu suplimentul de la regulament. Era Gheorbiț, nu putea să o elimine chiar pe Gheorbiț în finala Ligii Campionilor. Avem 7 metri, fenomenal. Probabil Gulden. Arbitrele îți dau, dar nu cât să te bucuri de tot, ca să nu leșini, pentru că ai și tu o decizie favorabilă în finalul finalei. Hai, Gulden, Bela, ai metri. Jucat fabulos, fantastic, tot meciul. Gol! Încă 5 secunde, trebuie să faultăm, 4 secunde, foarte bine, Mica! Prelungiri din nou. Avem din nou prelungiri la prelungiri, încă 2 reprize de 5 minute, fabulos, fabulos. Incredibil. Ce vedem pe DigiSport. Ce meci avem, parcă această competiție, Costi, nu vrea să se termine. Încă 2 reprize de prelungiri, noi mai facem o scurtă pauză pentru a reveni cu finalul. Sperăm, câștigător al CSM-ului. Din nou la Budapesta, o sală în care se poate rescrie istoria handbalului feminin românesc cu câștigarea Ligii Campionilor, deoarece handbalistele care alcătuiesc echipa noastră campioană au jucat fenomenal, miraculos, impecabil. Nu o să găsești, n-o să găsești niciodată superlative pentru un astfel de meci. Iată că aici nu se joacă cum este în velul să Champions League și toate, la, și la toate turneele finale, turneele, da, finale. Zeva trece la aruncările de la 7 metri. De câte 5 minute, trebuia să mai fie încă 2 reprize de 5 minute. Așa ne-au spus și noi arbitrii, dar iată că organizatorii, hai să vedem, au mai creat acele auzi, două cred că reprize. Nici ei nu se înțeleg, dar cred totuși că vor fi aruncări de la 7 metri, pentru că am văzut-o pe observatoare care umbla cu o hârtie acolo. Ca să-și noteze ca jucătoarele care vin. Incredibil. Da? Se termină la 7 metri finala Ligii Campionilor 2016. CSM București contra Ghior. Gulden, prim. Gulden, prima executantă din prima serie de 5. Grim se împoartă. Suedia contra Norvegia. România contra Ungaria. Fără de greșeală, Isabelle Gulden în această partidă. 14 goluri. În spate, cum se spune, pe faza de atac. Gulden, haide Gulden. Gol! Gol! Avem 1-0. O luăm de la 0 și vom câștiga această finală. Răsuflă ușurată Isabelle Gulden, care a făcut numai miracol în această întâlnire. Meciul vieții pentru Gulden, Kovacic. Meciul carierei pentru toate jucătoarele CSM-ului. Kovacic, hai grupa, hai grupa, Grubisic. Aruncă la vincul Kovacic și egalează. 1-1. Antrenorii au voie să schimbe portarii dacă așa simt. Poate intra inclusiv Alina Iordache la această serie. Kish a schimbat portarul, iată Martin Ambros, față în față cu Martin, cel mai bun de două marcatoare ale noastre, Gulden și Martin, în această finală, stângacea noastră, gol! Avem 2-1! Cine poate are nervii? Ele, cine are nervii mai tari? Cine suportă mai ușor presiunea? Peso acum, iată că a schimbat și Rasmussen. Finala din 86, de acum 30 de ani, și o zi s-a terminat cu lovituri de la 11 metri. E momentul CSM-ului acum. Peso a țopă în fața lui Grot. Suntem la 3 aruncări de la 7 metri. Mai aproape de trofeu decât
Gheor, pentru că avem un gol în plus. I-a terminat brațul, l-a aruncat în piciorul de sprijin. I-a dat jos la picior, i-a dat jos la picior. Ce frumos ar despărți pe SOA de CSM câștigând Liga Campionilor și jucând anul viitor din nou cu CSM. Din nou schimbare de portar la Gheor, intră Grimsbă. Hai Rodriguez. Ana Paula Rodriguez și ea va pleca de la CSM. Nu ratăm de la 7 metri și poate mai ratează ele odată ca să rezolvăm mai repede acest meci fenomenal. Trebuie să vină Gheorbiț la aruncările de la 7 metri. Nu, Loche. Este Heidi Loche. Loche nici nu se uită la poarta noastră față în față cu Pessoa. Abona Pessoa! Dacă dăm gol, acum câștigăm! CSM București la o aruncare de la 7 metri de câștigarea Ligii Campionilor! Ce bine a stat Pessoa acum la poartă, extraordinar! Loche a făcut zile fripte în această partidă, minute, ore, nu mai trecea timpul atunci când ea avea mingea, a jucat fenomenal Loche. Mica Brădanu! Mica Brădanu câștigă prima oară Liga Campionilor în carieră! Mica Brădanu! Gol! Liga Campionilor este la București! CSM București, cea mai mare surpriză extraordinar din sportul românesc! O nou venită în elita handbalului câștigă Liga Campionilor! E fericire, e sărbătoare, lumea în stradă! CSM București este cea mai bună echipă din Europa! Mica Brădanu a văzut multe în cariera sa, a jucat atâtea partide decisive, plânge alături de colegele sale pentru că a reușit, marea surpriză! Gheor propus acasă! Super favoritele de la Gheor, cum au fost și cele de la Vardar, au învățat handbal de la CSM. Kim Rasmussen l-a învins, iată pe Martin Ambros. Kim Rasmussen s-ar putea să plece de la CSM București. Ar fi o mare nedreptate ca acest antrenor să nu rămână la CSM, pentru că oamenii din conducerea clubului nu mai vor pe acest antrenor care, iată, a dus echipa acolo unde nu spera nimeni. Gulden plânge, fetele noastre plâng, sunt minunate, sunt incredibile. Au făcut un Final Four magistral, o finală la care Gheor, pe care Gheor trebuie să o ia, să o vizioneze și să plece capul. CSM București e mai bună! Felicitări, Kim Rasmussen! Ce frumos ne-a scos Pessoa, care a semnat cu Vardar, nu este nicio problemă, dar a câștigat Liga Campionilor. Noul Ducatam! Da. Noul Ducatam! Ieri a fost Grubișić, acum e Pessoa! Ce inspirație a avut Kim Rasmussen și a trimis-o pe Pessoa în locul lui Grubișić, când mai erau 2 minute și jumătate din partidă, apoi iarăși l-a schimbat la 7 metri, cum numai el a știut, și a reușit! Campionii, campionii, chiar ole, în sala, ole, ole. Chiar în sala din Budapesta, acasă, la Ungureoice, așa a câștigat și Steaua în Spania, acum 30 de ani, istoria se repetă, CSM București câștigă Liga Campionilor în Ungaria! 600 de suporteri români mai puternici decât peste 10.000 de maghiari prezenți în sala Laszlo. Au avut 5 inimi fetele noastre. Da. Au jucat fenomenal, au condus la pauză, vă reamintim, dacă ați uitat, pentru că a fost un meci maraton 13 la 12 pentru CSM. 21-21 a fost la finalul întâlnirii, apoi ne-au condus ele cu 2 goluri, 24-22 după primele prelungiri. Iată-l pe Bogdan Vasiliu, director general de la club, Andrei Luca, Andrei Luca, team managerul, și Ionuț Cungan, organizator de competiții. Uite-te la Torstenson, iar vrea să joace în continuare, așa părea. Plânge Bogdan Vasiliu, plânge toată lumea, sunt lacrimi de fericire pentru România! Și vă reamintim că aceste sportive, aceste campioane și nu numai ele, nu au condiții de pregătire, nu au sală proprie în care să practice acest sport care, iată, a adus atâta mândrie și bucurie pentru noi. S-a câștigat Liga Campionilor, este cel mai tare trofeu din handbalul mondial la nivelul echipelor de club. A mai avut Liga Campionilor la fotbal în perioada modernă, în 1996. Da, și la handbal în 61 și 64, Costi. Da, și acum la handbal în 2016. Atenție! O debutantă câștigă Liga Campionilor, s-a mai întâmplat o singură dată în istorie, în 2008, Rusoaicele de la Zvezda. Debutantele noastre au fost minunate!
O nouă zi de istorie, iată, în sportul românesc, 8 mai, după ce știam, 7 mai 1986, 8 mai 2016, va dăinui în arhiva sportului românesc cu această mare victorie, câștigarea Ligii Campionilor la handbal, câștigată în deplasare. Este fenomenal ce au reușit aceste handbaliste, dar valoarea poți să ți-o demonstrezi oriunde. Iordache, Alina Iordache, Maisa Pessoa, Elena Grubișici, Isabelle Gulden, Iulia Curea, Ana Paula Rodriguez, Line Jorgensen, Cristina Vărzaru, Bianca Pazaliu, Aurelia Brăteanu, Linea Torstenson, Cristina Nan, Ecaterina Vetkova, Carmen Martin, Oana Manea, Maria Fischer, antrenorul Kim Rasmussen, Adrian Vasile, Rasmus Poulsen, Elena Pavel Nicula, iar nu a trecut, dar a făcut deplasarea, Da Silva, care a plecat, la fel ca și Facchinello. Acestea sunt eroinele României de astăzi. Iată, tricolorul românesc aici flutură în sala Pablasbo. Noi luăm o scurtă pauză și revenim cu reacții și cu premiera la săptămâna de handbal în mai puțin de 3 minute. La revedere!